Reprezentanții Gărzii Forestiere Foxan susțin că volumul arborilor tăiați ilegal a scăzut de la an la an. Cu toate acestea, în anul 2018, în urma inventarierii unor suprafețe fără pază, au fost identificate tăieri ilegale de aproape 34.000 de metri cub, notează Agerpress. Volumul arborilor tăiați ilegal a scăzut de la an la an. Asta nu înseamnă că presiunea asupra pădurii a scăzut, ci din contră. S-a constatat la finele anului 2018 că volumul arborilor tăiați ilegali de aproape 2.000 de metri cubi, se adaugă peste 34.000 de metri cubi, care au fost identificați de ocoalele silvice nominalizate în urma controalelor efectuate. Potrivit unui bilanț pe anul 2018 al gărzii forestiere Focșani, care răspunde de respectarea regimului silvic în pădurile de pe raza județelor Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vranțea și Vaslui, în urma controalelor de fond și evaluării pagubelor de către ocolele silvice nominalizate, s-a constatat un volum al arborilor tăiați ilegal și furați de 34.132 metri cubi, cu o valoare a prejudiciului de peste 15 milioane de lei. Potrivit inspectorului șef al instituției, tăierile ilegale constatate nu provin doar din anul 2018, ci începând cu aplicarea legilor fondului funciar, respectiv din 1991 și până în ziua de astăzi.